Atunci când am cântat, bineînțeles, mi-a plăcut foarte mult și costumele care erau făcute acolo și pe care noi nu le avem acum. Dar, da, arată ca un bal mascat. Povestea e adevărat, cabinet prin cabinet, la spânzurătoare e la spânzurătoare, scena cu Rica, unde e vrăjitoarea, o să vedeți că arată a ceea ce este vorba acolo. Și asta mi-a plăcut cel mai mult, pentru că v-am mai spus că atâta timp cât eu voi fi aici, voi fi deschis în mare parte spre montările clasice, pentru că eu așa consider că publicul vine să evadeze din cotidian și să se transpună în perioada aia când a fost scris bal mascat, Traviata sau așa mai departe. De asta am ales eu. Și, da, am primit-o gratis. Și cum să o refuz? Dacă era o montare cu sânge și cu alte prostii pe scenă, sigur nu acceptam și nici pe gratis. Dar, fiind așa din prietenie și o montare care se potrivește în ceea ce gândesc eu despre operă, am acceptat-o și iată cum avem aici.